Operațiunea constă în primul și în primul rând în evacuarea persoanelor aflate în locuințele din zona inundabilă. S-au luat în calcul acele locuințe care au fost inundate în anul 2008 și respectiv în 2010. Prima măsură, deci, este clar evacuarea cetățenilor, după care, în funcție de solicitarea dumnealor, vom amplasa saci cu nisip în dreptul ușilor de acces în locuințe și unde mai știu dumnealor că se poate ajunge apa și să le inunde casa, respectiv gospodăria și celelalte bunuri. Câte familii aveți pe listă? Pe listă sunt 28 de locuințe, de gospodării în satul Rădăuți Prut și 8 locuințe în satul Rediu. Ca și număr estimativ de persoane, ar fi 53 de persoane în satul Rădăuți Prut și 26 de persoane în satul Rediu. Unde plecați? Mergem la Neamul. Aveți așa asta? Da, da, da. Sunteți îngrijorat de ce rămâne acasă? Ce să mai... Nu coment, ce să mai... Suntem îngrijoase de absolut tot ce se întâmplă. Copiii cum au reacționat? E panică, nu? Deci e stres, e probleme. Nu e nimic altceva care să fie ceva bine. Stați cu grijă că va fi inundată și locuința și... Da, da, sigur, sigur că da.